Immanuel Kant, Critica rațiunii pure, capitolul 2. Analitica transcendentală. 22. Categoria nu are altă folosire pentru cunoașterea obiectelor decât aplicarea ei la obiecte ale experienței. A gândi un obiect și a cunoaște un obiect nu este deci același lucru. Din cunoaștere fac parte într-adevăr două elemente. Mai întâi, conceptul, prin care, în genere, un obiect este gândit, categoria, și al doilea, intuiția, prin care obiectul este dat. Căci dacă conceptului nu i-ar putea fi dată o intuiție corespunzătoare, el ar fi o idee în ce privește forma, dar fără niciun obiect și prin ea nu ar fi posibilă nicio cunoaștere despre vreun lucru oarecare, fiindcă, după cât știu, nu ar exista nimic și nici n-ar putea exista ceva la care ideea mea să poată fi aplicată. Orice intuiție posibilă pentru noi este sensibilă, estetică. Prin urmare, gândirea unui obiect în genere cu ajutorul acestui concept pur al intelectului nu poate deveni în noi cunoaștere decât întrucât acest concept este raportat la obiectele simțurilor. Intuiția sensibilă este, sau intuiție pură, spațiu și timp, sau intuiție empirică, aceea ce e reprezentat nemijlocit ca real în spațiu și în timp și prin senzație. Cu ajutorul determinării celei dintâi, noi putem dobândi cunoștințe a priori despre obiecte, în matematică, dar numai în ce privește forma acestor obiecte ca fenomene. În ce privește problema dacă pot exista lucruri care trebuie intuite în această formă, rămâne încă nedecis. Prin urmare, toate conceptele matematice nu sunt cunoștințe prin ele însele, afară de cazul când se presupune că există lucruri care nu pot fi reprezentate decât în conformitate cu forma acestei intuiții sensibile pure. Dar lucruri nu sunt date în spațiu și în timp decât ca percepții, reprezentări însoțite de senzații, deci cu ajutorul reprezentării empirice. În consecință, conceptele pure ale intelectului, chiar dacă sunt aplicate la intuiții a priori, ca în matematică, nu procură cunoștință decât în măsura în care aceste intuiții și cu ajutorul lor și conceptele intelectului pot fi aplicate la intuiții empirice. Prin urmare, nici categoriile nu ne procură cu ajutorul intuiției cunoștințe despre obiecte decât numai prin aplicarea lor posibilă la intuiția empirică, adică ele nu servesc decât la posibilitatea cunoașterii empirice. Iar această cunoaștere se numește experiență. Prin urmare, categoriile nu au altă folosire pentru cunoașterea lucrurilor decât numai întrucât acestea sunt considerate ca obiecte ale unei experiențe posibile. 23. Judecata precedentă este de cea mai mare importanță, căci ea determină limitele folosirii conceptelor pure ale intelectului cu privire la obiecte, la fel cum estetica transcendentală determină limitele folosirii formei pure a intuiției noastre sensibile. Spațiul și timpul, reprezentând condiții ale modalității în care ne pot fi date obiecte, nu au altă valabilitate decât în raport cu obiectele simțurilor, prin urmare, numai ale experienței. Dincolo de aceste limite, ele nu reprezintă absolut nimic, căci nu sunt decât în simțuri și nu au în afara lor nicio realitate. Conceptele pure ale intelectului sunt scutite de această limitare și se extind la obiectele intuiției în genere, fie că seamănă sau nu cu a noastră, cu condiția de a fi sensibilă și nu intelectuală. Dar această extindere a conceptelor dincolo de intuiția noastră sensibilă nu ne servește la nimic, căci ele nu sunt atunci decât concepte vide despre obiecte și nu putem judeca cu ajutorul lor. Ele sunt simple forme ale gândirii fără realitate obiectivă. Dacă aceste obiecte sunt sau nu posibile, fiindcă nu avem la îndemână nicio intuiție la care să poată fi aplicată unitatea sintetică a percepției pe care numai conceptele o conțin și astfel să poată determina un obiect. Numai intuiția noastră sensibilă și empirică le poate conferi sens și semnificație. Dacă deci se admite ca dat un obiect al unei intuiții non-sensibile, îl putem reprezenta fără îndoială cu ajutorul tuturor predicatelor care sunt cuprinse deja în supoziția că nimic din ceea ce aparține intuiției sensibile nu-i convine, deci că nu este întins sau că nu este în spațiu, că durata lui nu este în timp, că în el nu se găsește nicio schimbare, succesiune de determinări în timp, etc.
Dar dacă arăt numai ce nu este intuiția obiectului, fără a putea spune ce anume este cuprins în ea, nu înseamnă a poseda o cunoștință propriu-zisă. Căci în acest caz, eu nu am reprezentat posibilitatea unui obiect pentru conceptul meu intelectual pur, din cauza că nu am putut da o intuiție care să-i corespundă, ci am putut numai spune că intuiția noastră nu este valabilă pentru el. Căci în acest caz, eu nu am reprezentat posibilitatea unui obiect pentru conceptul meu intelectual pur, din cauza că nu am putut da o intuiție care să-i corespundă, ci am putut numai spune că intuiția noastră nu este valabilă pentru el. Dar cel mai important lucru este aici că la așa ceva nici măcar o singură categorie n-ar putea fi aplicată vreodată. De exemplu, conceptul de substanță, adică de ceva care să poată exista ca subiect, dar niciodată ca simplu predicat. Deoarece nu știu deloc dacă poate exista vreun lucru care să corespundă acestei determinări a gândirii, decât dacă intuiția empirică îmi procură un caz de aplicare. Dar despre aceasta mai multe în cele ce urmează. 24. Despre aplicarea categoriilor la obiecte ale simțurilor în genere. Conceptele pure ale intelectului se raportează prin simplul intelect la obiecte ale intuiției în genere, rămânând nedeterminat dacă această intuiție este a noastră sau o oarecare alta, cu condiția de a fi sensibilă. Dar tocmai de aceea nu sunt decât simple forme de gândire prin care nu este cunoscut încă niciun obiect determinat. Sinteza sau legătura diversului în ele se raporta numai la unitatea a percepției și era prin acest fapt principiul posibilității cunoașterii a priori, întrucât se întemeiază pe intelect și, prin urmare, ea nu este numai transcendentală, ci și numai pur intelectuală. Dar fiindcă în noi o anumită formă stă a priori la baza intuiției sensibile, care se întemeiază pe receptivitatea capacității de reprezentare, sensibilitate, intelectul, ca spontaneitate, poate determina simțul intern prin diversul reprezentărilor date în conformitate cu unitatea sintetică a percepției și poate gândi astfel, a priori, unitatea sintetică a percepției diversului intuiției sensibile, ca o condiție căreia trebuie să-i fie supuse necesar toate obiectele intuiției noastre omenești. În modul acesta, categoriile dobândesc, ca simple forme de gândire, realitate obiectivă, adică aplicare la obiecte care ne pot fi date în intuiție, dar numai ca fenomene. Căci numai despre fenomene suntem noi capabili să avem o intuiție a priori. Această sinteză a diversului intuiției sensibile, care este a priori posibilă și necesară, poate fi numită figurată, sintesis speciosa, spre a o distinge de aceea care ar fi gândită în raport cu diversul unei intuiții în genere, în simpla categorie, și care se numește sinteză a intelectului, synthesis intellectualis. Ambele sunt transcendentale, nu numai fiindcă ele însele preced a priori, ci fiindcă întemeiază și posibilitatea altei cunoștințe a priori. Dar sinteza figurată, dacă se raportează numai la unitatea originar-sintetică a percepției, adică la această unitate transcendentală care este gândită în categorie, trebuie să fie numită, pentru a o distinge de legătura numai intelectuală, sinteza transcendentală a imaginației. Dar sinteza figurată, dacă se raportează numai la unitatea originar-sintetică a percepției, adică la această unitate transcendentală care este gândită în categorie, trebuie să fie numită, pentru a o distinge de legătura numai intelectuală, sinteza transcendentală a imaginației. Imaginația este facultatea de a reprezenta în intuiție un obiect în absența lui. Fiindcă orice intuiție a noastră este sensibilă, imaginația, în virtutea condiției subiective, care numai ea îi permite să dea conceptelor intelectului o intuiție corespunzătoare, aparține sensibilității. Totuși, întrucât sinteza ei este o funcție a spontaneității, care este determinantă și nu ca simțul numai determinabilă, prin urmare, întrucât poate determina a priori simțul în ce privește forma lui în conformitate cu unitatea a percepției, imaginația este în această măsură o facultate de a determina a priori sensibilitatea și sinteza ei. A intuițiilor în conformitate cu categoriile trebuie să fie sinteza transcendentală a imaginației.
Această sinteză este un efect al intelectului asupra sensibilității și prima lui aplicare, totodată principiul tuturor celorlalte, la obiecte ale intuiției posibile nouă. Această sinteză este un efect al intelectului asupra sensibilității și prima lui aplicare, totodată principiul tuturor celorlalte, la obiecte ale intuiției posibile nouă. Ca figurată, ea este diferită de sinteza intelectuală produsă numai de intelect, fără ajutorul imaginației. Întrucât imaginația este spontaneitate, eu o numesc uneori și imaginație productivă și o disting prin aceasta de cea reproductivă, a cărei sinteză e supusă pur și simplu unor legi empirice, anume celor ale asociației și care, prin urmare, nu contribuie cu nimic la aplicarea posibilității cunoașterilor a priori și, din această cauză, nu aparține filozofiei transcendentale, ci psihologiei. Aici e locul să facem inteligibil paradoxul pe care fiecare a trebuit să-l remarce în expunerea formei simțului intern, anume că acest simț intern nu ne prezintă conștiinței, chiar și pe noi înșine, decât așa cum ne apărem nouă, nu așa cum suntem în noi înșine, fiindcă noi ne intuim numai cum suntem afectați interior, ceea ce pare a fi contradictoriu, întrucât ar trebui să ne comportăm pasiv față de noi înșine. De aceea, în sistemele de psihologie, se obișnuiește de preferință ca simțul intern și facultatea a percepției, pe care noi le distingem cu grijă, să fie prezentate ca identice. Ceea ce determină simțul intern sunt intelectul și facultatea lui originară de a lega diversul intuiției, adică de a-l aduce sub o apercepție pe care se întemeiază însăși posibilitatea lui. Fiindcă în noi, oamenii, intelectul nu este o facultate a intuițiilor și chiar dacă aceste intuiții ar fi date în sensibilitate, el nu le poate primi în sine pentru a lega oarecum diversul propriei lui intuiții, sinteza lui, dacă e considerat în el însuși, nu este altceva decât unitatea acțiunii de care este conștient ca atare, chiar independent de sensibilitate, dar prin care el însuși este capabil să determine interior sensibilitatea în raport cu diversul pe care acesta îl poate da potrivit formei intuiției ei. Sub numele de sinteză transcendentală a imaginației, intelectul exercită deci asupra subiectului pasiv, a cărui facultate este o acțiune despre care noi spunem cu drept cuvânt că simțul intern e afectat de ea. Apercepția și unitatea ei sintetică sunt atât de puțin identice cu simțul intern încât cea din tâi, ca izvor al oricărei legături, se îndreaptă sub numele de categorii spre diversul intuiției în genere anterior oricărei intuiții sensibile, spre obiecte în genere. Dimpotrivă, simțul intern conține simpla formă a intuiției, dar fără legătură cu diversul din ea. Prin urmare, nu conține încă nici o intuiție determinată. Aceasta nu este posibil decât prin conștiința determinării simțului intern cu ajutorul acțiunii transcendentale a imaginației, adică prin influența sintetică a intelectului asupra simțului intern, pe care am numit o sinteză figurată. Observăm acestea totdeauna și în noi. Noi nu putem gândi o linie fără a o trage în gândire. Nu putem gândi un cerc fără a-l descrie. Nici să ne reprezentăm cele trei dimensiuni ale spațiului fără a trage din același punct trei linii perpendiculare între ele. Și nici chiar timpul, fără ca în tragerea unei linii drepte, care să fie reprezentarea externă figurată a timpului, să dăm atenție acțiunii sintezei diversului prin care determinăm succesiv simțul intern și, prin aceasta, succesiunii acestei determinări în el. Ceea ce produce mai întâi conceptul de succesiune este mișcarea, ca acțiunea subiectului, nu ca determinarea unui obiect. Prin urmare, sinteza diversului în spațiu, dacă facem abstracție de acest spațiu și dăm atenție numai acțiunii prin care determinăm simțul intern conform formei lui. Intelectul nu găsește deci în simțul intern o astfel de legătură a diversului, ci o produce afectând acest simț. Dar problema de a ști cum eu-l, acel eu gândesc, este distinct de eu-ul care se intuiește pe sine însuși, fiindcă îmi pot reprezenta cel puțin ca posibil și un alt mod de intuiție, și totuși este identic cu acesta din urmă ca același subiect, cum pot deci spune eu ca inteligență și subiect gânditor mă cunosc pe mine însumi ca obiect gândit, întrucât îmi sunt dat
pe deasupra mie însumi în intuiție. Numai așa cum cunosc celelalte fenomene, adică nu așa cum sunt în fața intelectului, ci așa cum îmi apar mie însumi. Această problemă, zic, nu prezintă nici mai multă, nici mai puțină dificultate decât este aceea de a ști cum îmi pot fi mie însumi în genere un obiect și chiar un obiect al intuiției și percepțiilor interne. Că totuși trebuie să fie în adevăr, așa se poate demonstra clar dacă se consideră spațiul numai ca o simplă formă pură a fenomenelor simțurilor interne. Prin aceea că noi nu ne putem reprezenta timpul, care nu este totuși un obiect al intuițiilor externe, altfel decât sub imaginea unei linii pe care o tragem, și că fără acest mod de expunere noi nu am putea cunoaște unitatea dimensiunii lui. Se poate arăta la fel că noi trebuie să luăm determinarea lungimii timpului sau și a epocilor pentru toate percepțiile interne de la ceea ce obiectele externe prezintă ca variabil și că, prin urmare, trebuie să ordonăm ca fenomene în timp determinările simțului intern exact în același mod cum ordonăm pe cele ale simțului extern în spațiu. Prin urmare, dacă admitem despre cele din urmă că prin ele cunoaștem obiecte numai întrucât suntem afectați din afară, trebuie să recunoaștem și despre simțul intern că prin el ne intuim pe noi înșine numai astfel cum suntem interior afectați de noi înșine. Adică, în ce privește intuiția internă, noi cunoaștem propriul nostru subiect numai ca fenomen, iar nu în ceea ce este el în sine. 25. Dimpotrivă. Eu sunt conștient de mine însumi în sinteza transcendentală a diversului reprezentărilor în genere. Prin urmare, în unitatea originară sintetică a percepției, nu așa cum îmi apar, nici așa cum sunt în mine însumi, ci numai că sunt. Această reprezentare este o gândire, nu o intuire. Dar cum pentru cunoașterea noastră înșine, în afară de acțiunea gândirii care aduce diversul fiecărei intuiții posibile la unitatea a percepției, nu mai e nevoie de un anumit mod de intuiție prin care e dat acest divers, existența mea proprie nu este ce-i drept fenomen, cu atât mai puțin simplă aparență, dar determinarea existenței mele nu poate avea loc decât în conformitate cu forma simțului intern și după modul particular cum este dat diversul pe care îl leg în intuiția internă și nu am deci după aceasta nicio cunoștință despre mine așa cum sunt, ci numai așa cum îmi apar mie însumi. Conștiința de sine însuși nu este deci nici pe departe o cunoaștere de sine însuși, cu toate categoriile care constituie gândirea unui obiect în genere prin legarea diversului într-o apercepție. Așa cum pentru cunoașterea unui obiect diferit de mine, pe lângă gândirea unui obiect în genere, în categorie, am nevoie totuși de o intuiție prin care determin acel concept general, tot astfel pentru cunoașterea mea însumi am nevoie, în afară de conștiință sau în afara faptului că mă gândesc pe mine, încă de o intuiție a diversului în mine, prin care determin această idee. Eu exist ca inteligență care este conștientă numai de facultatea ei de sinteză, dar care, cu privire la diversul pe care trebuie să-l lege, fiind supusă unei condiții restrictive pe care ea o numește simț intern, nu poate face intuitivă acea legătură decât după raporturi de timp, care se află cu totul în afara conceptelor intelectuale propriu-zise. Prin urmare, această inteligență nu se poate cunoaște pe sine însăși decât cum își apare sie însăși din punct de vedere al unei intuiții, care nu poate fi intelectuală și dată de intelectul însuși, și nu cum s-ar cunoaște dacă intuiția ei ar fi intelectuală. 26. Deducția transcendentală a folosirii empirice universal posibile a conceptelor pure ale intelectului. În deducția metafizică a fost expusă originea a priori a categoriilor în genere prin acordul lor de plin cu funcțiile logice universale ale gândirii, iar în deducția transcendentală a fost expusă posibilitatea acestor categorii considerate ca cunoaștere a priori despre obiecte ale unei intuiții în genere. Acum urmează să explicăm posibilitatea de a cunoaște a priori cu ajutorul categoriilor, obiectele care nu ar putea să se prezinte decât simțurilor noastre, și anume, nu în ce privește forma intuiției lor, ci în ce privește legile legăturilor lor, prin urmare, să explicăm
așa zicând, naturii, legea și chiar de a o face posibilă. Căci fără această aplicare a categoriilor nu ar reieși clar cum tot ce se poate numai prezenta simțurilor noastre trebuie să fie supus legilor care derivă a priori numai din intelect. Notez mai întâi că prin sinteză a aprehensiunii eu înțeleg reunirea diversului într-o intuiție empirică, prin care devine posibilă percepția, cu alte cuvinte, conștiința empirică a acestei intuiții, ca fenomen. Noi avem forme ale intuiției sensibile atât externe cât și interne, a priori, în reprezentările de spațiu și timp. Și sinteza aprehensiunii diversului fenomenului trebuie să fie totdeauna conformă acestei reprezentări, pentru că ea însăși nu poate avea loc decât conform acestei forme. Dar spațiul și timpul sunt reprezentate în ele a priori, nu numai ca forme ale intuiției sensibile, ci chiar ca intuiții, care conțin un divers, deci cu determinarea unității acestui divers, vezi estetica transcendentală. Deci, unitatea sintezei diversului, în afară de noi sau în noi, prin urmare, și o legătură cu care trebuie să fie conform tot ce trebuie să fie reprezentat ca determinat în spațiu sau în timp, este ea însăși dată a priori ca condiție a sintezei oricărei aprehensiuni în același timp cu nu în aceste intuiții. Această unitate sintetică nu poate fi însă alta decât cea a legăturii diversului unei intuiții date în genere, într-o conștiință originară, dar în conformitate cu categoriile aplicată numai la intuiția noastră sensibilă. Prin urmare, orice sinteză prin care însăși percepția devine posibilă este supusă categoriilor și, pentru că experiența este cunoaștere prin percepții legate, categoriile sunt condiții ale posibilității experienței și sunt deci valabile a priori și pentru toate obiectele experienței. Când deci din intuiția empirică a unei case, de exemplu, fac o percepție prin aprehensiunea diversului ei, unitatea necesară a spațiului și a intuiției sensibile externe, în genere, îmi servește de fundament și desenez oarecum forma acestei case în conformitate cu această unitate sintetică a diversului în spațiu. Dar tocmai aceeași unitate sintetică, dacă fac abstracție de forma spațiului, își are sediul în intelect și este categoria sintezei omogenului într-o intuiție în genere. Cu alte cuvinte, categoria cantității, căreia deci acea sinteză a aprehensiunii, adică percepția, trebuie să-i fie pe de-a întregul conformă. Când, pentru a lua un alt exemplu, percep înghețarea apei, eu aprehendez două stări, a fluidității și a solidității, ca atare, care stau una față de alta într-o relație de timp. Dar în timp, pe care îl pun la baza fenomenului ca intuiție internă, eu îmi reprezint în mod necesar unitatea sintetică a diversului, fără care această relație nu ar putea fi dată într-o intuiție în mod determinat, din punct de vedere al succesiunii. Această unitate sintetică, considerată ca fiind condiția a priori care îmi permite să leg diversul unei intuiții în genere și făcând abstracție de forma constantă a intuiției mele interne, adică de timp, este categoria de cauză prin care, dacă o aplic la sensibilitatea mea, determin tot ce se întâmplă în timp, în genere din punct de vedere al relației lui. Aprehensiunea într-un eveniment de această specie și, prin urmare, acest eveniment însuși, în raport cu percepția posibilă, este deci supusă conceptului de raport al efectelor și cauzelor și, la fel, în toate celelalte cazuri. Categoriile sunt concepte care prescriu legi a priori fenomenelor, prin urmare naturii, considerată ca ansamblu al tuturor fenomenelor. Natura materialiter spectata. Fiindcă aceste categorii nu sunt derivate din natură și nu se orientează după ea ca după modelul lor, căci altfel nu ar fi decât empirice, se pune întrebarea cum e de conceput că natura trebuie să se orienteze după ele, adică în ce fel pot ele determina a priori legătura diversului naturii fără a o scoate din natură. Iată aici soluția acestei enigme. Privind acordul necesar al legilor fenomenelor naturii cu intelectul și cu forma lui a priori, cu alte cuvinte, cu facultatea lui de a lega diversul în genere, nu este cu nimic mai straniu decât acordul fenomenelor însele cu forma a priori a intuiției sensibile. Căci legile nu există în fenomene, după cum fenomenele nu există în sine.
Aceste legi nu există decât în raport cu subiectul, căruia fenomenele îi sunt inerente, întrucât are intelect, după cum fenomenele nu există decât în raport cu aceeași ființă, întrucât are simțuri. Lucrurile în sine ar fi în mod necesar conforme legii, chiar și în afara unui intelect care să le cunoască. Dar fenomenele nu sunt decât reprezentări de lucruri despre care nu știm ceea ce pot fi în sine. Ca simple reprezentări însă, ele nu sunt supuse nici unei alte legi de legătură decât aceleia pe care o prescrie facultatea care face legătura. Ceea ce leagă diversul intuiției sensibile este imaginația, care depinde de intelect în ce privește unitatea sintezei ei intelectuale și de sensibilitate în ce privește diversitatea aprehensiunii. Cum de sinteza aprehensiunii depinde orice percepție posibilă, iar această sinteză empirică depinde ea însăși de sinteza transcendentală, deci de categorii, toate percepțiile posibile, prin urmare și tot ce poate ajunge cândva la conștiința empirică, adică toate fenomenele naturii, trebuie să fie supuse în ce privește legătura categoriilor de către natură, considerată numai ca natură în genere, depinde ca de principiul originar al legității ei necesare, ca natura formaliter spectata. Dar facultatea intelectului pur de a prescrie a priori fenomenelor legi prin simple categorii nu ar putea prescrie mai multe legi decât cele pe care se întemeiază o natură în genere, considerată ca legitatea fenomenelor de spațiu și de timp. Legi particulare privind fenomenele empirice determinate nu pot fi integral deduse din categorii, deși toate le sunt supuse în ansamblu. Trebuie să se adauge ajutorul experienței pentru a învăța să cunoaștem aceste din urmă legi în genere. Dar numai primele ne instruiesc a priori despre experiență în genere și despre ceea ce poate fi cunoscut ca un obiect al acestei experiențe. 27. Rezultatul acestei deducții a conceptelor intelectului. Noi nu putem gândi niciun obiect cu ajutorul categoriilor. Noi nu putem cunoaște niciun obiect gândit fără ajutorul intuițiilor care corespund acestor concepte. Toate intuițiile noastre sunt sensibile și această cunoaștere, întrucât obiectul ei îi este dat, este empirică. Dar cunoașterea empirică este experiență. Prin urmare, nouă, nu ne este posibilă nicio cunoștință a priori decât exclusiv aceea despre obiectele experienței posibile. Dar această cunoaștere, care e limitată numai la obiecte ale experienței, nu este din această cauză împrumutată în totalitate de la experiență, ci, în ce privește atât intuițiile pure, cât și conceptele pure ale intelectului, ele sunt elemente ale cunoașterii care se găsesc în noi a priori. Nu există decât două căi pe care poate fi gândit un acord necesar al experienței cu conceptele despre obiectele ei. Sau experiența face posibil aceste concepte, sau aceste concepte fac posibilă experiența. Prima explicație nu poate fi admisă cu privire la categorii, nici chiar cu privire la intuiția sensibilă pură, căci ele sunt concepte a priori, deci independente de experiență. Afirmarea unei origini empirice ar fi un fel de generatio echivoca. În consecință, nu rămâne decât cea de-a doua explicație, oarecum un sistem al epigenezei rațiunii pure, că anume, categoriile cuprind din partea intelectului principiile posibilității oricărei experiențe în genere. Dar cum fac ele posibile experiența și ce principii ale posibilității ei procură în aplicarea lor la fenomene, va arăta mai pe larg capitolul următor, care tratează despre folosirea transcendentală a judecății. Dacă cineva ar vrea să propună o cale intermediară între singurele două amintite, și anume, categoriile nu ar fi nici prime principii a priori gândite spontan ale cunoașterii noastre, nici principii scoase din experiență, ci că ar fi dispoziții subiective de a gândi, sădite în noi odată cu existența noastră, și care au fost întocmite de creatorul nostru în așa fel încât folosirea lor să concorde exact cu legile naturii după care se desfășoară experiența, un fel de sistem de performație a rațiunii pure. Atunci, în afară de faptul că într-o asemenea ipoteză nu se vede niciun termen până la care am putea împinge supoziția unor dispoziții predeterminate pentru judecățile viitoare, ar fi decisiv, contra căii intermediare amintite, faptul că, într-un asemenea caz, categoriile ar fi lipsite de necesitatea care aparține esențial conceptului lor.
Căci conceptul de cauză, de exemplu, care exprimă necesitatea unui efect sub o condiție presupusă, ar fi fals dacă nu s-ar întemeia decât pe o necesitate subiectivă arbitrară, înnăscută nouă, de a lega anumite reprezentări empirice după o astfel de regulă a raportului. Eu n-aș putea spune, efectul este legat de cauza unui obiect, adică necesar, ci numai eu sunt așa constituit încât nu pot gândi altfel această reprezentare decât astfel legată. Aceasta este tocmai ce dorește mai mult scepticul. Căci atunci orice cunoștință noastră obținută cu ajutorul pretinsei valabilității obiective a judecăților noastre nu este decât pură aparență și nu ar lipsi nici oameni care nu ar mărturisi despre ei înșiși această necesitate subiectivă care trebuie să fie simțită. Cel puțin nu ne-am putea certa cu nimeni despre ceea ce se întemeiază numai pe modul cum este organizat subiectul lui. Scurt rezumat al acestei deducții. Ea constă în expunerea conceptelor pure ale intelectului și cu ele a oricărei cunoașteri teoretice a priori ca principii ale posibilității experienței, dar a experienței considerată ca determinare a fenomenelor în spațiu și în timp, în genere. În sfârșit, în derivarea acestei determinări din principiul unității originare sintetice a percepției ca formă a intelectului în raportul lui cu spațiul și timpul, aceste forme originare ale sensibilității. Numai până aici am considerat necesară diviziunea în paragrafe, fiindcă aveam de-a face cu concepte elementare. Acum când vrem să le ilustrăm folosirea, expunerea va putea să se dezvolte într-un lanț continuu, fără paragrafe. Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la acest canal, apăsând butonul roșu de abonare ca să primiți o notificare când apare un video nou. De asemenea, puteți căuta acum cărțile sau eseurile preferate prin lecturi online podcast pe iTunes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, oriunde preferați și oricând preferați. Toate înregistrările acestei pagini sunt din domeniul public. Eu sunt Alina, gazda dumneavoastră și vă mulțumesc că ați ascultat acest podcast. Până data viitoare, vă invit să răsfoim împreună prin cărțile pe care le-am lăsat în urmă. Pe curând!